Cred că cea mai bună imagine despre sănătatea noastră este să vedem cum arată un oraș din afara lui. În spatele meu e Craiova. Ce vedeți? Un cet, două ceturi, mai este unul acolo, coșuri mari de fum alb și o pâclă neagră. Din când în când e nevoie să punem pădurea la loc sau să o refacem. Asta se întâmplă aici. Particip la refacerea unei păduri care va proteja orașul acesta. Azi, românii s-au deprins cu împăduririle, dar eu sunt la Breasta ca să o întâlnesc pe Teia Ciulacu, de la Viitor Plus. De 15 ani, ea a plantat peste 1 milion de puieți în programul Adoptă un copac. Acum va fi ghidul meu într-un loc pe care trebuie să-l vezi ca să-l înțelegi. Mergem la Celaru, în deșertul Olteniei, și trebuie să vă pregătiți de un șoc. Ia uitați aici! Ia uite unde ne-a dus Teia! Deci, astea-s dune de nisip... Asta e Sahara Olteniei, așa îi zice. Căldura, seceta, lipsa de irigații, diferența mare de temperatură de la zi la noapte duc la formarea deșertului. Sunt 100.000 de hectare de nisip și o fâșie de 60 de kilometri lungime și 30 lățime care se apropie de Craiova. Povestește-ne, când erai în facultate, mi-ai zis așa, că ai făcut săpături. Da, undeva chiar în zona asta și 2 metri în jos doar și doar nisip. Noi venim în prim moment. Așa? Și ăsta? Da, da, da. Luăm probe de sol, mergem cu ele la laborator și în funcție de niște norme pe care le avem în silvicultură, alegem speciile care se potrivesc acestui tip de sol. Vedeți deja diferența. Iarba începe să ocupe locul, buruienile apar, cad frunzele, solul se reformează. Noi ne-am pus aici strategic între două păduri și vă explicăm de ce. Aici e o parcelă pe care o faceți voi. Da. De acum 2 ani de zile, are 2 ani de vegetație. Salcâm, dud, corcoduș, am înțeles. Da, un mix de specii, nu mergem niciodată pe monocultură, nu ne oferă stabilitate pe termen lung. Și aici în 4 ani, pentru că e și mult salcâm care o să crească repede, zici că vor fi niște copaci mai mari care vor redefini. E, și aici mergem în partea asta la altă, aici e o pădure a localnicilor. Da. Da, unde deja ai alt tip de ecosistem și alt tip de ierburi. Păi dacă iarba are un microclimat mai potrivit, mai bun pentru... Iarbă de aici? Da, pentru că ai umbră, ai umiditate. Da? Arborii asta ți-aduc umiditate, ți ridică și pânza freatică. În Celaru este o oază, dacă pot să-i spun așa. Dar pentru asta e nevoie de fiecare leu, de puieți, de contribuții sau de intervenția unor companii ca Profi. Noi strângem fonduri ca să împădurim ceea ce numim noi păduri adiționale, pentru că fără fondurile strânse, fie din donații individuale, fie de la companii, toate aceste peste 200 de hectare pe care le avem până la sfârșitul sezonului nu ar fi existat. Conform monografiei Comunei Celaru, a fost mutată din zona asta către zona unde este pământ fertil. Hectarele se pun însă și ele, unul după altul. La Celaru, Viitor Plus a plantat peste 40, dar după cum spune Teia, lupta e uneori inegală. Dar povestea asta crește și tot crește și de asta e nevoie de toți oamenii care pot ajuta și de toate companiile care pot ajuta să oprească ceea ce vedeți aici și știu că pare incredibil. Dacă nu vii aici, să vezi cu ochii tăi, pare incredibil. E ca o poveste pe care o auzi departe și zici... Nu există așa ceva, nu există. Da. Nu există la noi în România așa ceva. Păi ce la noi e Sahara?